v-am găsit la un nou episod din Sinistra de Breazla, dușilor. Astăzi suntem și noi Full Diamond, deoarece multă lume mi-a zis: bă, dar de ce nu te faci tu Full Diamond? Stai și tu ca sărăcile, numai cu buți, numai gol, nu știu ce. Și astăzi am zis că e ziua cea mare în care o să fiu și eu Full Diamond. Bun, ideea este în felul următor. Astăzi avem o misiune mai grea de făcut. O să vă explic imediat de ce și vreau să lăsați în comentarii dacă vreți sau nu să las intro-ul la videoclip. Adică intro-ul ăla, știți voi la care mă refer. Dar mă, știți voi ăla care o apărut, cred că, pe episodul ăsta. Și haideți să începem și vă explic pe parcurs ce am de făcut aici. Deci, în felul următor, vreau să fac mai multe insule zburătoare, insule plutitoare. O să vedeți cât de repede. Să facem așa, una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Atât de mare o să fie insula. O să fie de 35 pe 35 și mai greu un pic, dar o să vedeți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O să fie 5 insule de 35 pe 35 legate între ele și acolo e căsuța mea. Deci nu e la mare distanță de casă, dar o să fie mult de muncă și na. Până la urmă asta este, trebuie să facem și noi chestiile astea, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bun. Și ca să vă explic cum o să decurcă treaba, am făcut și un portal spre Nether. Oare acolo am făcut ceva? Aha, deci am făcut. Hai să sparg eu chestiile astea, pentru că oricum acolo o să vină altceva și să nu mă încurce. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deci avem aceste axe și vă recomand să faceți aceste axe înainte de a începe. După avem 1, 2, 3, 4 în fiecare parte, ca să fie 9 în total. Și de aici o să înceapă partea mai grea, să mă leg cu fiecare dintre aceste cerculețe. Deci asta ar fi ideea, trebuie să... cerculețe și eu cu fiecare dintre aceste axe. 4 aici și 1, 2, 3, 4 aici. Bun. Astea ar fi axele de sub insule, o să văd eu dacă tai din ele, dacă nu. Ideea e în felul următor, o să fie axele astea cu dirt. Deci asta o să fie primele axe. După o să urmeze gres pe deasupra și gresul de deasupra o să fie punctul din care începem să lucrăm. Iar sub o să fie undeva, o să fie doar stone, deci full stone. Că mai e toată chestia și cred că episodul ăsta o să vedeți extrem de multe părți cu speed. Deci extrem de multe părți, deoarece, nu știu, mă gândesc că ar fi mult mai ok să bag speed decât să tai doar părțile. Voi ce părere aveți? Cum v-ar place vouă mai mult să lăsați în secțiune de comentarii? Cu intro sau fără intro? Adică, bine, mă refer intro în ideea în care ăla cu muzică, bam, cu animație și așa. Și pe lângă chestia asta, dacă vreți să pun speed în video sau doar, băi, opresc filmarea, fac ce am de făcut, repornesc filmarea. Deci aici începe, aici voi știți, voi vedeți ce o să alegeți. Și asta ar fi începutul. După, am pe celălalt monitor și o să vedeți imediat. Deci am una, două. După iar vine una, două. Apoi am una, două, 3. 1, 2, 3, cu 2, cu 2. Bun. Cred că ceva nu o să-mi dea mie bine. Hai să încep și din partea aia. Văd ce-mi dă și după mai vedem. Și dacă vă întrebați de ce am făcut acest portal spre Nether, e bine, trebuia să văd și eu cum e. 1, 2, 1, 2. Nu e ca și cum erau 3, știi? Ce tare.
Deci erau 3. Eu mă uitam în altă direcție. Nu știu de ce, dar mă uitam în altă direcție. Și sunt una, două, trei. Voi mergeți de aici. Și deci de la 3 vin două. Două. Tu de acasă. Și alte două. Gata. Acum mi-a dat bine. Și asta o să fie, deci asta o să se întâmple în fiecare parte pe care o vedeți voi. Hai să lăsăm un pătuț aici, cât să ne putem culca. Și o să am nevoie de foarte mult dirt, dar cam asta se află aici în chesturi. Și episodul ăsta o să fie cu speed, cu tăiat, cu un alta. Și după îmi spuneți voi, deci o să fie toate combinate și după îmi spuneți voi ce părere aveți, ok? Ceea ce ați văzut voi mai înainte cu speed, am făcut de 4 ori și am zis, hai să ne mai destindem, așa că o să trecem abonații din acest episod în jurnalul abonaților, dar înainte de a-i trece, vreau să spun că dacă vreți ca în următorul episod să aveți șansa să ajungeți în acest jurnal, trebuie să lăsați un comentariu cu hashtag bibliotecă, în ideea în care aș vrea și eu să scrieți corect, adică am văzut vreo o grămadă de comentarii care erau scrise total bibliotecă, total diferit cuvântul, așa scrie bibliotecă, ăsta e corect. Și să lăsați un mare, mare like, iar ideea este în felul următor, dacă facem peste 500 like-uri la episod, pun 2 abonați, dacă facem sub, pun doar un abonat și pentru că am făcut peste 500, am ales 2 abonați pentru acest episod și primul este Oprea Eduard Edi, iar al doilea este... Nu-mi dați subscribe, exact așa îl cheamă pom, nu-mi dați subscribe și o să-i dăm Dan. Deci ăștia ar fi primii doi abonați din jurnalul abonaților și o să mă duc să mai iau un alta, să merg sus, să continui insulițele noastre. Cam acestea ar fi contururile celor 5 insule pe care o să le fac. Ideea este că o să le unesc eu între ele, dar aia o să fie exact la finalul finalului. Până atunci mai avem câteva lucruri, mai multe câteva lucruri de făcut și... Ideea ar fi în felul următor. O să fie toate urcate cu un bloc mai sus. Fiecare o să fie cu o temă diferită, deci nu o să fie una ca cealaltă. Și ca să vă explic așa în mare parte, nu vreau să vă dau prea multe detalii, o să încerc să fac câte o insulă per video. Cam asta e în plan, dar cred că doar la finalul săptămânii, deoarece următorul videoclip, sau probabil următoarele două videoclipuri, o să fie mai speciale și o să vă spun... De ce, dar nu vreau să mă grăbesc, adică dacă v-aș spune de pe acum, v-aș da spoilere. Dar nu vreau să vă spun de pe acum, așa că nu o să vă dau spoilere. Îmi place să dau spoilere, dar nu în timpul videoclipurilor, în timpul live-urilor. Cam asta ar fi în mare parte părerea mea și concepția mea despre spoilere. E fain când faci un live de vreo 2-3 ore, pentru că multă lume dacă se uită din nou la live, trece prin el așa, bam, 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 din 5 minute nu stă să uite la tot. Tu știi ce o să pățești? Du-te. S-a dus. Dacă el a vrut să vină aici, e total vina lui. Îmi place că atunci când fac un live să dau spoilere, pentru că v-am zis, în 2-3 ore, cine stă pe live să uită și dacă, bine, dacă se uită că mulți lasă doar acolo să fie pe fundal, și dacă e pe fundal, poate nu sunt atenți și nu-și dau seama, dar în mare parte cei care se uită nu sunt atât de mulți față de cei care se uită la un videoclip. De exemplu, acum ar fi minutul 10 și ceva în video
Pentru că, da, le calculez ca să nu fie prea mult, deoarece știu că dacă ajung pe la vreo 30 de minute, foarte, foarte puțin se uită până la final. Și ideea e în felul următor, că la un video se uită mai mult de 1000 de persoane, lejer. Și pe un live îs 70 de persoane, 800, 200, depinde de joc, de moment și așa mai, de ceea ce fac. Și ideea principală e în felul următor, că eu dacă... Hai să mut asta de aici. Că dacă zic ceva pe live, aud cam 10%, uneori nici 10% din cei care o să uite la video. Deci de asta de obicei dau spoiler pe live-uri, pentru că acolo știu că nu-i foarte multă lume. Dar în videoclipuri nu-mi place să dau spoiler, pentru că până în momentul de față, din câte am văzut, pentru că mă uit la statistici și mă uit la ele doar ca să văd, băi, merită să fac videoclipuri de 20 de minute? Se uită lumea mult sau mai bine comasez tot în 10-15 minute și aia e? Și destul de multă lume se uită până în momentul ăsta al videoclipului. Și de asta, pentru că multă lume s-a uitat până acum, eu dacă aș da un spoiler, deja lumea la următorul video ar veni cam jumate din ei și zice, băi, dar eu deja știam în episodul anterior ce o să faci. Doar vă zic că o să fie ceva chestii mai speciale pe care le facem, mă rog, le facem, le fac foarte rar și nu o să le vedeți prea des. Următoarele două videoclipuri maxim, dar următorul videoclip o să fie ceva mai special și o să vedeți voi, dar nu vă dau prea multe detalii. Videoclipul ăsta apare luni, eu îl filmez duminică seară. Următorul videoclip o să apară miercuri și ca să mai povestim un pic până lucrez eu pe aici. Dacă vă întrebați cum apar seriile, ei bine, având doar două serii pe canal, pentru că tocmai vreau să povestim puțin, având doar două serii pe canal de Last Leonard și Breaza Aidoșilor, încerc și dau, să zic așa, dau toată silința ca să apară în fiecare zi la ora 2 și jumătate videoclip. Dar nu orice videoclip, tot a doua zi să apară o serie. Deci, dacă Breaza Aidoșilor a apărut luni, înseamnă că o să apară miercuri, vineri și duminică. Dacă Last Leonard a apărut marți, mă rog, o să apară mâine, îmi dau toată silința să apară și joi și sâmbătă, ca să fie tot a doua zi, ca să nu las foarte multe zile între ele. Deci să fie un content constant, pentru că până la urmă îmi dau seama că mulți de asta s-au abonat ca să vadă constant, pentru că nu mai vreau, cum am făcut în trecut, să las seriile pe... asta e seria, pe, astea 5 seriile am pe canal, 3 le postez, 2 le postez din an în Paști, ce aia e, nu. Pentru că îmi dau seama că multă lume vrea să vadă constant lucrurile acestea și de asta am și dau silința. Bun, ca să vă dau un mic spoiler la ce o să fac eu off-camera cel mai probabil până la episodul următor, adică până, cred că vineri, când o să apară următorul episod în care facem prima insulă, o să mai continui să fie aceste insule foarte, foarte realiste. Deci, o să fie cele mai realiste insule posibile. Bine, glumesc, nu pot să fac asta pe survival atât de ușor. Deși o să încerc să fie cât mai bine făcute. Și o să fie în felul următor. Ca și cum s-o rupt de acolo de jos din pământ. Cam asta ar fi ideea mea. Așa vreau să le fac, mi se pare cel mai ok. Ca și cum sunt rupte din pământ și au ajuns aici sus, deși nu are o logică prea mare. Să fie cât mai realist. Și de asta o să vină stone, cum vedeți voi acolo, de la mijloc în jos și o să îi dau un design cât de cât interesant. Poate episodul acesta, poate episodul următor, nu știu sigur, dar dacă am reușit să terminăm acum chestia asta, o să încep off-camera și la final de videoclip vă arăt cam ce a ieșit cu stone-ul. Și nu vreau să fac toate insulele în acest episod, deoarece fiecare insulă o să fie diferită și nu rămân. Alea cu dirt, deci ce am pus cu dirt, nu o să rămână dirt acolo, ok? Deci la 3 din 4 insule, bine, alea din lateral, că asta e 5-a. Se culcă cineva bun. Deci la 3 dintre aceste insule, ca să înțelegeți și voi, o să fac o schemă. Și nu o să fie dirt, o să înlocuiesc dirt-ul cu altceva. Dar nu vreau să vă zic. Pur și simplu nu vreau să vă zic. Da? Deci nu... Dacă vă zic, după e prea spoiler. Însă, cel mai probabil în următorul episod în care lucrăm la aceste insule, o să vă cam dați seama fiecare ce o să fie. Iar pentru cei care, na, ați mai auzit până în alte părți, o să vedeți. Oricum, e destul de greu să faci o insulă de genul, nu în partea
Și nu mă refer că ce am făcut până acum e greu, ce am făcut până acum e foarte ușor. Am făcut un cerc și l-am umplut. Cel mai simplu lucru pe care l-am avut de făcut până acum. Următorul lucru pe care l-am de făcut este să cobor și să încep să urc. Ca să fie ca și cum s-o rupt din pământ. Și o să vedeți voi că e destul de greu. Și de asta mi-am luat dirt, pentru că îl sparg foarte, foarte ușor. Dar nu mai vreau să vă dau așa de multe detalii, că după... Na. După vă prindeți, știi? Și nu-i bine să vă dau prea multe detalii. Cam așa arată până în momentul de față. Prima etapă urmează să-l mai modific, să arate puțin mai bine. O să mă duc din exterior cu o schelă și o să încerc să fie cât mai ok. Dar ideea e că l-am făcut în interior, deoarece dacă mă plimbam cu schele în continuare dura extrem, extrem de mult. Oricum, cam atât ar fi și cu acest episod. Nu o să lucrez mai mult, deoarece e și târziu și nu prea pot, pentru că aș fi stat să vă arăt cam tot cum o să arate, dar mi-ar mai lua încă o oră bună și da, mâine e luni, din păcate. Dar cam așa arată, am dat din interior, am zis să construiesc așa frumos și am construit în interior și aici oricum nu o să mai trec, așa că nu prea are sens să-mi bat capul cum arată aici. Dar în exterior, după ce o să continui și în partea asta și o să-l fac tot, o să încep să fac o schelă roată și o să încep să-l fac, mă rog, partea de stone, o să fac cât mai ok, iar în următorul episod o să fie gata. Bine, în următorul episod în care mai lucrăm acolo, o să fie gata și o să ne putem apuca de partea aceasta de sus. Dar noi o să încheiem acest episod aici și sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. Proiectul ăsta e foarte mare și o să se întindă pe parcursul la... Nu vreau să zic de pe acum, dar pe parcursul mai multor episoade. Însă, da, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Până atunci, auziți de voi, eu am fost Dushman. Acesta a fost prima parte, doar prima parte din proiect. Auziți de voi, la revedere!